Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre cultivarea leușteanului. Leușteanul este o cultură populară care se folosește în diverse preparate culinare, dar și în scopuri terapeutice. Leușteanul este o plantă medicinală. Leușteanul este o plantă perenă, ierbacee, care face parte din familia umbelifere. Și asta înseamnă că leușteanul este rudă cu morcovul, cu pătrunjelul, mărarul și cu alte plante care fac parte din această familie. Leușteanul este originar din zona mediteraneană și din zona de nord a Africii, și iată că această plantă a ajuns până la noi. Ea poate crește în orice zonă a României pentru că ea nu este foarte pretențioasă față de factorii externi. Însă, există câteva momente de care ar trebui să ținem cont atunci când alegem locul. Pentru această plantă, ea fiind perenă, poate crește 9-10 sau chiar 15 ani în același loc. Tocmai de aceea, locul este foarte important, alegerea acestuia este foarte importantă. Și, de asemenea, îngrijirea acestei plante este importantă dacă dorim să avem o recoltă bogată de frunze, pentru că, în general, ne, ne interesează frunzele acesteia. Leușteanul poate crește destul de înalt, înălțimea acestuia poate ajunge până la 1-2 metri. Înălțimea tigelor florale, de asemenea poate ajunge până la un, un metru și jumătate, 2 metri. Floare, uh, florile acesteia, acestei plante uh, sunt de culoare galbenă, Plantă înflorește cam în lună iunie-iulie, rădăcina este pivotantă care poate ajunge până la 1 sau chiar 2 metri adâncime. Mulți grădinari se miră atunci când eu vorbesc despre anumite culturi și spun că rădăcinile acestora pot ajunge la adâncimi foarte mari, până la 1-2 metri. Trebuie să le gândim așa, plantele au învățat de-a lungul anilor să se adapteze condițiilor în care cresc. Și tocmai de aceea nu este de mirare că rădăcinile roșiilor pot ajunge până la 1 metru sau doi adâncime. Rădăcinile leușteanului de asemenea pot ajunge la 1-2 metri adâncime și rădăcinile altor plante. Pentru că, de regulă, dacă planta este nevoită să-și caute hrană și apă, ea își dezvoltă rădăcină cât mai mare și, atenție, rădăcinile lor, nu cresc doar în adâncime, ci și pe lateral. Acest lucru am vorbit atunci când am vorbit despre roșii. Însă, la leuștean, rădăcina este atât pivotantă, cât ea crește și pe lateral, dar mai mult ea crește în adâncime. Acest lucru, de asemenea, este important să știm. Dacă vorbim de cerințele acestei plante față de factorii externi, cerința ei față de lumină. În general, leușteanul nu este foarte. Pretențios față de lumină și poate crește foarte bine și chiar la semi-umbră. Atenție, nu plantați leușteanul dumneavoastră la umbră completă, pentru că în cazul acesta frunzele vor fi foarte slab dezvoltate și nu veți reuși să obțineți frunze mari, frumoase, așa cum vă așteptați. Tocmai de aceea, locuri potrivite pentru leuștean sunt ori la semi-umbră, ori la soare. Dacă vorbim de temperaturi, de asemenea această plantă nu este pretențioasă față de temperatură. Ea poate rezista foarte bine la ger, adică peste iarnă, ea poate iarna foarte bine în pământ și primăvara apar lăstari noi, planta de, de regulă nu este afectată de ger și de asemenea vara, dacă temperaturile ajung peste 30 de grade, așa cum se întâmplă la noi în România, planta nu suferă foarte mult. Dacă ajungem la următorul capitol, apă dacă solul este umed în permanență. Pentru că leușteanul, chiar dacă nu este foarte pretențios față de apă, totuși pământul trebuie să fie umed. Tocmai de aceea, dacă alegeți un loc pentru leușteanul dumneavoastră, alegeți-l undeva lângă sursă de apă. Și vă spun din proprie experiență, de fiecare dată când mergeți după apă să udați alte plante, vedeți și leușteanul în fața dumneavoastră și luați o găleată, dacă planta este deja mare, luați o galeată și turnați acolo la rădăcinile acestei plante și veți vedea că leușteanul se va dezvolta foarte bine. Dacă vorbim de sol, solul trebuie să fie bogat. Acest lucru este cel mai important, este cerința cea mai importantă a leușteanului față de mediu și de factorii care influențează dezvoltarea plantelor. Solul trebuie să fie bogat în materie organică. Dacă solul este bogat în materie organică, atunci leușteanul va produce niște frunze mari de culoare verde închis și dumneavoastră vă veți bucura de recoltă bogată de frunze. Pentru că tocmai de aceea ne și străduim ca leușteanul nostru să fie cât mai frumos. Cu ce se poate, cu ce se poate fertiliza leușteanul. De foarte multe ori m-ați întrebat acest lucru. Nu este absolut nimic complicat. Putem să aplicăm ori eh, compost la rădăcina acestuia, ori vermicompost, ori bălegar foarte bine descompus, atenție, nu trebuie ca acesta să fie proaspăt, știm foarte bine că bălegarul proaspăt dăunează plantelor. Tocmai de aceea bălegarul trebuie să fie foarte bine descompus. Și de asemenea, la începutul verii, atunci când folosim macerate pentru roșii, pentru castraveți, pentru ardei și alte plante, folosiți macerate și pentru leuștean. Acesta va Ajuta leușteanul să crească cât mai repede, și ce ne interesează pe noi, cu siguranță ne interesează frunzele acestuia, și frunzele vor crește mai repede pentru că vor primi azot. Iată, acestea, este, acestea sunt singurele îngrășăminte pe care le putem folosi pentru leuștean. În rest, nu este nevoie de absolut nimic. Și leușteanul se poate, leușteanul se poate înmulți atât prin divizarea tufii. Cât și prin semințe. Divizarea tufei se poate efectua toamna sau primăvara de vreme. Toamna cam în luna septembrie-octombrie și primăvara cam în martie-aprilie. Se scoate tufa cu rădăcină din pământ, se împarte în 3-4 părți și aceste părți se scurtează rădăcinile acestora și se plantează acolo unde este nevoie. Dacă udăm foarte bine în momentul plantării, să știți că leușteanul se prinde foarte ușor și nu veți avea probleme cu acesta. Dacă aveți la cineva, la ruder sau la cunoștințe sau dumneavoastră aveți o singură tufă și doriți să aveți mai multe tufe, să știți că este o metodă sigură și foarte ușoară. Dacă doriți să înmulțiți leușteanul prin semințe sau nu aveți de unde să faceți roz de tufă de leuștean, puteți cumpăra semințe și de asemenea, prin semințe acesta se mulțește foarte bine. Însă trebuie să știți de la bun început că capacitatea germinativă a acestuia este între 30 și 50%. Și semințele sunt valabile timp de 1 până la 2 ani. Pe urmă, capacitatea germinativă scade până la 0. Tocmai de aceea dacă aveți semințe de leuștean pe care le-ați primit de la cineva. Acestea au fost, de exemplu, culese anul trecut, atunci neapărat anul acesta trebuie să îl semănați. Sau, de asemenea, leușteanul se poate semăna atât primăvară cât și toamnă, sau dacă, de exemplu, toamnă s-au cules aceste semințe, se poate semăna, leușteanul se poate semăna și în luna septembrie. Iată, avem două momente când se poate semăna leușteanul, ori în luna martie-aprilie, ori în luna septembrie. Atunci când semănăm leușteanul nostru, acesta se poate semăna atât direct în câmp, cât și putem să producem răsaduri pe care ulterior să le transplantăm în grădină. Atunci când semănăm leușteanul nostru, adâncimea trebuie să fie de 2-3 cm, pământul trebuie să fie pregătit din timp, el trebuie să fie umed ca semințele să nu se usuce. Și tocmai de aceea trebuie să avem foarte mare grijă la acest lucru leușteanul germinează foarte greu. Uneori durează chiar și 2-3 săptămâni ca acesta să germineze. Temperatura, el nu este foarte pretențios față de temperatură atunci când germinează. Tocmai de aceea, dacă îl semănăm chiar și direct în pământ, în luna aprilie, de exemplu, el va germina totuși, dar iată singura condiție este ca solul să, fie, ca să treacă pericolul de îngheț și ca solul să fie umed în permanență pentru că atunci când leușteanul va germina dacă va exista riscul, dacă pământul se va usca în acel moment atunci să știți că nu veți obține plântuțe. tocmai de aceea aveți mare grijă dacă produceți răsaduri în casă, atunci temperatura optimă pentru dezvoltarea răsadurilor este de la 13 până la 20 de grade și este de ajuns. Tocmai de aceea mulți oameni produc răsaduri în răsadnițe neîncălzite sau semi-încălzite. Iată, atunci când răsadurile sunt gata de transplantare, de regulă, perioada de răsad durează cam 60 de zile, și atunci, în luna mai, răsadurile se pot transplanta în grădină. Dacă aveți mai multe plante pe care doriți să le plantați la dumneavoastră în grădină, atunci trebuie să mențineți. Distanța dintre plante, în jur de 40-50 de centimetri, și între rânduri, 60-70 de centimetri, în așa fel încât tufele să aibă spațiu destul să se dezvolte bine și să nu concureze pentru lumină, să nu se formeze umiditatea în tufe, pentru că ele, dezvoltându-se, dacă vor se vor apropia foarte mult, atunci există riscul să, ca acolo să se formeze umiditatea și atunci există riscul îmbolnăvirii. În general, leușteanul nu prea se îmbolnăvește. Singura boală care este foarte comună pentru cultura leușteanului este septorioza. Dacă vorbim de dăunători, atunci trebuie să știm că leușteanul este foarte des atacat de afide. Poate și dumneavoastră ați observat pe tija florală, chiar la baza florilor, sunt afide, dar nu vă grăbiți să vă stropiți leușteanul dacă ați observat afide pe flori, pentru că urmăriți-vă foarte bine plantele dacă vedeți prezente buburuze, pe florile leușteanului, atunci fiți siguri că ele își vor face toată treaba pentru că în cazul acesta buburuzile vor mânca toate afidele pentru că și eu am avut anul trecut exact aceeași situație. Nu pot să-i spun problemă pentru că am văzut că la începutul verii au apărut afide am așteptat și așteptarea, iată că mi-a fost răsplătită, că am văzut că au apărut foarte multe buburuze la mine în grădină și ele, până la urmă, au mâncat toate afidele și afidele au dispărut. Iată, dragi prieteni, dacă dorim să atragem insecte benefice la noi în grădină, plantăm culturi umbelifere. Cum am zis mai devreme, leușteanul este foarte bun, mărarul, pătrunjelul, Morcovi, Dacă observați că și la dumneavoastră înfloresc morcovii, la mine s-a întâmplat anul trecut, cam 30% din morcovii mei au înflorit, eu nu le-am eliminat, florile nu le-am eliminat, nici morcovii nu i-am scos din pământ, chiar dacă aceștia nu mai sunt buni de, pentru mâncare, eu i-am lăsat să înflorească în continuare, pentru că florile acestora au atras foarte multe insecte benefice în grădina mea. Iată, dragi prieteni, dacă doriți, dacă continuăm cu leușteanul nostru, dacă doriți să culegeți semințe, atunci se recomandă ca pe acea plantă să nu se culeagă frunzele în anul respectiv. Lăsați-le pe toate acolo, ca semințele să se formeze cât mai bine. Și, în cazul acesta, în luna septembrie. Când ele deja se usucă, acest lucru se observă foarte bine Pur și simplu tăiați tija florală și le puneți la uscat Și când ele sunt foarte bine uscate, pur și simplu despărțiți uh, semințele de tija florală Acestea se despart foarte ușor atunci când ele sunt uscate Și dacă doriți, puteți semăna chiar și atunci, imediat Sau puteți să semănați cel târziu în anul următor, primăvara anului următor Dacă, de exemplu, nu se dorește ca să, să, se obțină semințe, semințele leușteanului, atunci putem să tăiem tija florală, aceasta se taie la 10 cm maximum, adică când ea ajunge maxim până la 10 cm, pentru că în acest caz, dacă o vom tăia mai repede, mai devreme, ea nu va afecta dezvoltarea frunzelor. Dar dacă, încă o dată, repet, dacă aveți, aveți mai multe tufe de leuștean, puteți să lăsați măcar o tijă, două, Pur și simplu, ca acestea, ca florile leușteanului, să atragă polenizatori și insecte benefice la dumneavoastră în grădină. Și vă rog să mă credeți că aceste insecte vă vor mulțumi pentru că le-ați lăsat aceste flori. Dragi prieteni, sper că am reușit să vă răspund la toate întrebările legate de cultivarea leușteanului. Dacă nu am reușit să vorbesc despre ceva anume, despre un capitol din cultivarea acestei culturi. Vă aștept în comentarii cu întrebările dumneavoastră, vă aștept cu sugestii și nu uitați să lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și ca alți grădinari să îl găsească mai ușor pe canalul meu. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, alegeți toate notificările, apăsați pe clopoțel și rămâneți cu mine pentru că așa veți fi notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Iar eu vă doresc sănătate spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!